Albu. Dusă Punaru. Rapidul vrea să mențină același ritm. Încearcă să dubleze avantajul rapid. Costache scapă de marcaj. Costache în fața porții pentru Duganzic. E gol sau e autogol? Asta nu știu dacă e gol sau nu e, e autogol, dar este 2-0 pentru Rapid. Asta cel mai important. Duganzic arată către adversar. Se pare că a fost autogol. Rapidul se desprinde prin două goluri rapide. În două minute rezolvă ecuația acestei partide. N-are cum Chindia să mai întoarcă, la fel cum a făcut-o etapa trecută, când a fost condusă de asemenea cu 2-0. Haideți să vedem, haideți să vedem faza. Junior Moraes. Nu e offside. Boldor. Este autogol. Da, e Boldor cel care împinge mingea în poartă. Este 2-0. Este 2-0 pentru Rapid. Într-adevăr e un gol frumos, însă Boldor a vrut să salveze echipa, nu să și-o îngroape. 2-0 pentru Rapid. Costache foarte, foarte mulțumit. A centrat la faza penaltiului, a centrat la golul 2. Iată revenirea sa printre titular după mai multe luni, după 4 luni. E cu noroc pentru Rapid. Da, profită, profită și face foarte bine. La Rapid se pregătesc lucruri mari. Aduți aminte că se vorbea acum doar câteva săptămâni de sosirile lui Bumba de la Molvidi și chiar de Gicu Grozav de la Petrolul au negociat cu jucătorul Petrolului în iarnă, rapidiștii. Nu s-a făcut